Bună seara, bine v-am găsit la ProSport Live, ProSport de Mondial. În continuare, un mondial cu surprize. Australia conduce minutul 74 pe Danemarca cu 1-0, iar Tunisia și ea are 1-0 cu Franța, cu mențiunea că Didier Deschamps a schimbat puternic echipa. Primul 11 nu se regăsesc vedetele, ci jucătorii care nu au prins până acum minute la acest mondial. Având în vedere că cocoșul galic este deja calificat pe mai departe, selecționerul și-a permis acest lux, însă e de discutat aici pentru că ne gândim că jucători ca Giroud sau ca Mbappé ar vrea să bifeze cât mai multe goluri la un turneu final. Vom vedea exact despre ce este vorba, discutăm în detaliu ce s-a jucat ieri, ce se joacă acasă, ce s-a jucat astăzi cu un om care a lucrat mult în zona arabă, un antrenor român care s-a consacrat în zona arabă și ne poate vorbi despre ceea ce înseamnă de desubturi acestui mondial, primul mondial din lumea arabă, din Qatar. Este vorba despre Ciprian Panait. Bună seara, bine ai revenit, nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Sigur, bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și îmi pare bine că vă văd în aceeași formă și cu aceeași, știu, aplecare spre adevăr în fotbal. Mulțumim, da, și alături de noi este și specialistul în arbitraj ProSport, Marius Avram. Bună seara, Marius, bine ai revenit. Bună seara. Tu nicio laudă, nimic, nu ne spui nimic de bine, numai de rău ne spui. glumesc. Da, avem în studio, cum spuneam, un om care în ultimii ani a antrenat foarte mult în spațiu arab, înțelege cel mai bine lumea de acolo, ce înseamnă acest mondial. Ciprian, înainte de toate, spune-ne ce faci tu în ultima perioadă, cu ce îți ocupi timpul? E bună întrebarea. În ultima perioadă, știu eu, mi-am reluat poziția la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și în fiecare zi cu studenții încerc să-mi fac treaba cât mai bine, cum a fost și când am avut contract și am fost antrenor profesionist. Așa că pentru mine totul e legat de fotbal zi de zi, nu m-am rupt nicio clipă, numai că acum am schimbat puțin jucătorii profesioniști cu studenții care vor deveni viitori antrenori, viitori profesori, viitori kinetoterapeuți. Cam asta e activitatea mea de zi cu zi, care, știu eu, paradoxal, poate cineva ar spune, băi, păi vii de acolo unde se dau bătăliile în iarbă și toată lumea e cu ochii pe tine, dar să știți că mi-am găsit motivația să pot să fac același lucru și la facultate, pentru că lucrez cu niște tineri care, realizez eu astăzi, au nevoie de un ghidaj fantastic. Vin de la nivel de liceu care, știu eu, e mai mult, nu știu, poate exagerez sau poate greșesc, dar cred că la nivelul ăsta sau la cel mai mare nivel la care au ajuns liceele în momentul ăsta în România nu mai reprezintă nimic. Vin studenți și pot să spun asta în ultimele generații, vin studenți care la un moment dat unul dintre ei mi-a și spus, zice, de ce nu m-ai trecut? Pentru că m-am prezentat. Deci ca să vă dau un singur exemplu, să vedeți cu ce generație... Deci ești un profesor dur, să spunem așa. Nu sunt un profesor dur, sunt un profesor, știu eu, obsedat să fiu extrem, extrem, extrem de corect și să dau cât mai multe informații, știu eu, din lumea reală studenților mei. Pentru că există și în acest domeniu și cred că toți știm asta, toți am trecut printr-o facultate. Sunt diferite tipuri de profesori. Sunt unii care pun 50 de slide-uri, le afișează, citesc de pe slide-uri și le dau studenților și memorațiile și ne vedem la examen. Eu nu pot să fac asta, lumea s-a schimbat. Eu am învățat, când am fost student, învățam toate cursurile motamou. Eram tocilar, recunosc chestia asta. Am terminat șef de promoție și în momentul când am intrat în contact cu PSIRO la Rapid, PSIRO mi-a spus, dacă vrei să devii antrenor, uite tot ce ai învățat în România, și iau de la zero, mă refer la metodologie, la metodică, cu ceea ce pot să ți oferim noi ca staff. Și atunci am avut șansa să mă schimb. Dar întorcându-mă la studenții mei, eu cred că noi ca profesori acum ar trebui să ne schimbăm noi ca să ne adaptăm la consecințele acestei globalizări. Și eu vă spun cu mare responsabilitate și vă spun un secret acum, dar nu mai e secret, toți studenții mei din anul întâi de la Kineto se uită și vă urmăresc în momentul ăsta pentru că... Îi salutăm! Și eu îi salut și cu ocazia asta dați-mi voie să le mulțumesc pentru că marțea trecută, cu ocazia zilei mele de naștere, toți mi-au făcut o surpriză extraordinară. M-au făcut să mă urc pe catedră în fața 160 de studenți, mi-au cântat la mulți ani. Da, este și un filmuleț pe Instagram, da. puteți să-l accesați. Și le-am promis că cu prima ocazie când am șansa să spun public asta, o să mă uit în cameră. Și o să le mulțumesc pentru
surpriza pe care mi-au făcut-o. Dar care a fost surpriza? Pentru că 160 de studenți s-au ridicat în picioare și înainte să încep cursul au început să-mi cânte la mulți ani și apoi să-mi strige numele și a fost ceva extraordinar pentru mine. Și o mențiune specială pentru grupele mele de speciale, grupele 12 și 14, care sunt deosebite și de aia am vrut să le mulțumesc pe această ocazie și să le demonstrez încă o dată că ceea ce spun și fac. Frumos. Cam asta e cu ceea ce fac eu zi de zi și vreau să spun că asta a început. Îmi dă o motivație teribilă când îi văd pe acești tineri care n-au neapărat o direcție fantastică. Uite că tu vorbești de studenți. Domnul Avram a fost un student eminent, a studiat în Elveția. Atenție, în Elveția, nu la noi. Deci cred că el e învățat și cu slide-uri și cu toată metodologia de studiu nouă, nu? Uite că vorbim acum. Da. Te-ai gândit să predai vreodată? Uite cum predă Ciprian. Te-ai gândit? Am avut plăcerea în decursul anilor mei de studenție să experimentez trei sisteme diferite de învățământ, cel românesc, elvețian și cel spaniol ulterior printr-un master acolo și am văzut așa diferențele dintre... Și într-adevăr, în învățământul românesc predomină această metodă de a-ți prezenta niște slide-uri și apoi du-te tu acasă și învață cursul. Lumește și... cineva spune că tu poți să predai la Mihai Viteazu. Nu știu de unde e gluma asta. Nici eu nu dau seama, poate explică un pic gluma. Așa. Și sistemul elvețian era un mix între a munci tu foarte mult ca student, învățături practice, adică ei spuneau faptul că pentru a ajunge să practici o meserie, în primul rând, pe lângă teorie, trebuie să faci și practică și erau foarte atenți la lucrul acesta. Iar sistemul spaniol era pe motivație. După ce veneai de acolo, așa, simțeai că poți să faci orice. Serios? Ai încredere în tine, simți că poți. Mai mult spre zona americană. Da. Cumva în paralel cu informația brută, efectivă, adică cumva lucrau la psihicul studenților, mai presus de informație, de tocit și asimilat informație, să înțeleg. Absolut, și cu aplicare practică, cu oameni care îți predau, oameni care au făcut lucrul acela, adică veneau cu profesori care erau directori pe la cluburi sportive sau foști antrenori care au văzut în practică, așa. Bravo. Cum e un exemplu aici. Bravo. Care au trăit experiența aceea și mai mult decât teorie vin să-ți explice și ceea ce simți și ceea ce se întâmplă cu adevărat pe terenul de fotbal sau într-un club de fotbal și așa mai departe. Deci o îmbinare între teorie și practică, care din păcate simt că la noi în sistemul nostru de învățământ lipsește. Dacă îmi dai voie, aș vrea să-l completez pe Marius și să apreciez încă o dată prezența lui în studio, în primul rând ca un intelectual și apoi că a fost om de sport și actual comentator. De ce? Pentru că a fost un lucru extraordinar. Sunt oameni care au venit din domeniile respective, s-au întors și le predau studenților realitatea, ceea ce schimbă puțin lucrurile, dacă vreți, îi pun pe studenți în situația de a fi într-o luptă reală cu ceea ce se întâmplă în domeniul în care fiecare își va desfășura activitatea. Acum eu vă spun ce fac eu, pentru că, într-adevăr, sistemul ăsta în învățământul românesc e foarte, nu știu, lucrurile se schimbă foarte greu, oamenii se schimbă foarte greu. E greu să încerci cu cineva care a predat 40 de ani respectând anumite standarde, e greu să-l faci acum să adapteze la, la capacitatea intelectuală a noilor studenți. Eu ce fac eu, vă spun eu, și poate mi-atrag, ceva penalizări pe chestia asta. Ce pot să fac? Asta e. Dar îmi asum asta și poate e în favoarea noastră și în favoarea studenților. Am în prevederile programei, disciplinei respective pe care le bifez pe toate și le ating, pentru că ăsta e sistemul și trebuie să trec prin asta. Mai mult decât atât, apoi le spun studenților, bun, am atins temele lecției, astea sunt, din momentul ăsta hai să vă spun și cum e partea reală și discut de fotbal, că cu asta mă ocup și atunci le spun. În momentul când se întâmplă asta, în realitate pe teren e asta, jucătorul trebuie abordat din direcția asta, trebuie abordată problema din mai multe puncte de vedere și atunci lumea tot timpul apreciază tare mult greșeala sau, nu neapărat greșeala, ceea ce mi-aș fi dorit să am timp foarte mult până acum, să pot să pun și pe hârtie ceea ce eu discut tot timpul și realizez practic cu studenții, pentru că avem cursuri și avem și lucrări practice. Și atunci ei văd foarte mult la mine, sunt bombardați cu realități din activitatea mea de antrenor, cu realități din procesul meu de antrenament, toate cu exemple video, cu exemple concrete, clare. Și atunci vă dați seama că e ceva fantastic. Și iară revin cu un exemplu.
Săptămâna trecută, joi și vineri, am debutat la un curs de preparatori fizici la universitate, la universitatea noastră, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, care, apropo, anul viitor împlinește 100 de ani. E an, știu eu, de gală pentru noi. E, vreau să spun că la acel curs de preparatori fizici sunt absolvenți și exact asta am spus. Bă, băieți, teoria asta este. Trebuie să o parcurgem, am parcurs-o, nu s-au schimbat foarte multe probleme legate de teorie, dar modul cum transpui teoria în teren și modul cum pregătești jucătorii e total, total diferit. Trebuie să știi să-ți adaptezi informațiile la tipul de jucător, la tipul de echipă, la tipul de antrenor. Și vă dau un singur exemplu legat de ceea ce am trăit eu săptămâna trecută cu acești viitori preparatori fizici în fotbalul românesc. Unul dintre ei chiar lucrează la Centrul de Copii și Junior la Rapid. Unul dintre ei lucrează deja la Centrul de Copii și Junior la Faro Constanța. Și vreau să vă spun că le-am spus, bun, asta e teoria, o aveți acolo, vă dau slide-urile, țineți-le, sunt pentru voi, dar hai să trecem la teren. Și la teren le-am spus, cum vezi asta? Te rog, fă-mi un exercițiu. Și mi l-a făcut cum mă așteptam eu, nu-i vina lui. Cum s-a antrenat cu 20-30 de ani, nu-i vina lui, pentru că asta i s-a predat. Sau asta a învățat, asta a văzut. Și i-am spus, hai să facem așa. Și i-am dat un exemplu, uite, tu te duci acolo, tu te duci acolo și aveți următoarele sarcini. Ia să văd cum reacționați. Și ei au început să lucreze și și-au dat seama, wow, dar e așa simplu, de ce n-am făcut chestia asta noi? Și am spus, nu-i vina voastră. De acum învățați, schimbați-vă și învățați. Astea sunt principiile. Și de-aia tot timpul eu încerc să învăț pe studenții mei să învețe principiile noi, după care sportul și fotbalul se ghidează. Și apoi ei, având aceste principii la bază, ei își pot adapta evoluția și mijloacele și modul de a pregăti antrenamentul în funcție de nivelul echipei, în funcție de nivelul jucătorilor, în funcție de campionat și antrenor. Bun, vă propun acum să mergem să vedem jurnalul de mondial al colegului de la prosport.ro, Andrei Preotu. După care, Ciprian, vreau neapărat să ne povestești despre ce înseamnă această experiență arabă a turneului final, pentru că este pentru prima dată în istoria competiției. Așa. Mergem să vedem materialul, după care revenim să comentăm. Spectacolul de la Cupa Mondială a continuat. Știm deja o bună parte dintre echipele calificate mai departe. A impresionat Olanda și am descoperit un nou jucător extrem de interesant în acest turneu final. Este vorba de Cody Gakpo, jucătorul celor de la Eindhoven. Este primul olandez care înscrie în primele lui 3 meciuri de la o Cupa Mondială. Au mai marcat de 3 ori la rând Snyder, Bergkamp și Neeskens, tocmai în 1974, însă nu erau la debut. Foarte interesant, Gakpo a reușit cele 3 goluri prin procedee diferite, cu capul, cu piciorul drept și cu piciorul stâng. Cifrele sale sunt excelente în acest sezon, 18 goluri și 18 asisturi în 32 de meciuri, iar un transfer la Manchester United pare iminent, după cum susține presa din Anglia. Qatarul record negativ la acest turneu final, gazda competiției, s-a prezentat extrem de modest. Este prima gazdă care pierde toate cele 3 meciuri din faza grupelor. A încasat în total 7 goluri, după 0-2 cu Olanda, 1-3 cu Senegal și 0-2 în partida de deschidere. Însă toate adversarele sale au lăsat impresia că ar mai fi putut marca. Olanda după 2-0 n-a mai forțat deloc, iar Qatarul, să spunem, a scăpat ieftin, având o echipă atât de modestă în toate compartimentele. Nu puteam să nu vorbim și de Anglia, una dintre favoritele la câștigarea trofeului, după ce a lăsat o impresie bună și în 2018 și la Euro 2020. Anglia a ajuns la 100 de goluri la Cupa Mondială după victoria cu Țara Galilor. Iată cum arată clasamentul la vârf. Brazilia 232 de goluri, Germania 228, apoi se rupe puțin acest clasament. Pe podium este însă și Argentina cu 140 de goluri. Peste Anglia, Spania cu 107 goluri. Alături de noi prin telefon este Cristi Mândru, căruia îi mulțumim mult pentru că tocmai se pregătește să comenteze unul dintre meciurile de la turneul final. Cristi, în primul rând aș vrea să te întreb, cum te simți la Cupa Mondială? Cum e acolo, din toate punctele de vedere, lucruri care te-au impresionat, lucruri mai puțin plăcute? Salutare, Andrei! Ne simțim foarte bine aici la Cupa Mondială, e o organizare absolut impresionantă, este lucru care mi-a plăcut cel mai mult, să spunem, aici în Qatar. Gazele se străduiesc din răcutesc, să te simți cât mai bine. Pe noi cei din presă, pe banii veniți în toate țările aici la turneul final.
E o organizare foarte, foarte bună. Nu am mai fost la o cupă mondială, este prima pentru mine. S-am vorbit cu colegii mei și cu alții arici care au mai fost la turnee finale și spun că este, într-adevăr, o competiție foarte, foarte bine organizată. Nu știu să spun ceva ce să nu îmi placă, dar cam totul ar fi la superlativ la nivel de organizare. Poate meciurile în sine nu au fost foarte multe meciuri de nivel înalt. Rămâne să vedem ce se va întâmpla prin faza eliminatorie. Cristi, s-a vorbit de problemele pe care le-au mai avut anumiți jurnaliști, chiar niște reporteri veniți din Danemarca, de faptul că a fost umflat așa numărul spectatorilor la multe dintre partide, asta cumva la aspectul negativ. Dacă repet întrebarea, te rog frumos, nu te-am auzit. S-a vorbit de faptul că s-a umflat numărul spectatorilor la multe dintre partide. Au fost și ceva jurnaliști cu probleme care n-au putut transmite live-uri. Era cazul unui reporter din Danemarca, dacă nu mă înșel. Da. A fost un caz izolat chiar la începutul competiției. E o neînțelegere acolo, un exces de zel din partea politicii. Nu sunt probleme, am filmat chiar și boluri și în exteriorul stadionelor și pe străzi, peste tot. Sunt destul de cooperante gazele. Ce să spun? Totul e ok aici, cu spectatorii, da. Aici e o discuție, sunt foarte mulți catarezi sau localnici care vin, au tricouri ale echipelor respective care intră pe teren să joace și formează această galerie, să spunem, de împrumut, cum o numesc eu, în afară de fanii veniți din țările respective. Se întâmplă asta, am văzut anumite meciuri, chiar și catarezi pregătiți să ocupe scaunele goale rămase libere, cu câteva minute înainte de startul meciului, pentru că se mai întâmplă, astfel încât capacitatea, astfel încât stadionul să arate plin. Cristi, te-aș mai întreba ce suporteri te-au impresionat? Așa, da. Ca atmosferă, ca felul în care au cântat? Ca atmosferă, evident, suporterii sud-americani. Mexicanii, argentinienii, brazilienii. Așa, la ochi, am fost la destul de multe meciuri, cred că mexicanii sunt cei mai mulți, am citit asta. Dintre suporteri veniți mai de departe, pentru că sunt mulți tunisieni, sunt mulți sauditeni, sunt mulți marocani aici, dar sunt foarte mulți care locuiesc și trăiesc aici în Qatar, diaspora puternică și marocană și tunisiană, sunt americani, evident, și mai ales suporteri mexicani. Plus, da, să nu-i pe argentino, așa e. Mexicul și Argentina sunt țările cu cei mai exuberanți suporteri. Cristi, îți mulțumim mult, îți dorim mult succes în continuare și sperăm să mai fii alături de noi. Ne vom mai auzi și în zilele următoare. Nu uitați, în câteva zile încep optimile de finală. Știm deja primele două meciuri din optimi, Olanda, Statele Unite și Anglia, Senegal. La prima vedere, Olanda și Anglia favorite să ajungă în sferturile de finală. Nu uitați să intrați pe site-ul prosport.ro pentru cele mai noi amănunte de la Cupa Mondială. Atât pentru acum, toate cele bune! Am revenit și Ciprian, ai cuvântul, spune ce înseamnă acest mondial din punctul tău de vedere, având în vedere că tu cunoști foarte bine această lume arabă, extrem de contestată. Organizarea acestui turneu final a fost extrem de contestat, știi și tu foarte bine. Da. Tot Mapamondo acuză faptul că au murit mulți oameni în organizare, în construcția stadionului și așa mai departe. Dar de ce Mapamondo nu acuză că mor mii de oameni, știu eu, în Ucraina? Nu? Păi acuză, da, sunt de acord, dar nu acuză așa cum acuză Qatarul, nu? Există subiectivism în toate astea, dar eu o să mă rezum să discut numai de fotbal, pentru că... Te rog. Asta e cel mai corect și pentru mine și pentru toată lumea. În primul rând, aș sublinia un lucru. E șocant pentru mine să aud în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare secundă, un epitet de genul Struțo Camila. Sau e fantastic, nu sunt drepturile, respect drepturile omului respectate. Și acum am văzut ceea ce a comentat colegul noastră. Spuneți-mi și mie dacă colegul dumneavoastră a spus următorul lucru sau oricine transmite de la fața locului următorul lucru. Cei care au respectat legile țării respective și regulile competiției, dacă au avut vreo problemă. Eu nu cred că cineva din jurnaliștii care sunt acolo pot spune asta. Dom'le, am respectat toate regulile pe care țara le-a impus și am avut probleme. N-am putut să facem asta sau asta. Următorul aspect.
Este un mondial care este atipic datorită programării la mijlocul sezonului competițional, da. Iarna. Sunt de acord cu tine. Este atipic pentru că este într-o țară arabă. Sunt de acord cu tine. În Asia a mai fost. Dar, dacă ne uităm, și acum eu spun în cunoștință totală de cauză, pentru că am avut șansa să fiu în Qatar tot sezonul trecut. Deci eu am părăsit Qatarul în mai, la începutul mai, 10 mai. Am văzut crescând stadionul Lusail. În fiecare zi treceam pe lângă Lusail Iconic Stadium, când mă duceam la antrenament și când mă întorceam. Deci odată pe, știu eu, seara când mă întorceam de la antrenament, nu mai era stadionul la același nivel ca, la care a fost cu o zi mai devreme. Deci atât de intens se muncea. Apoi... Da, ai văzut pe cineva să moară? Nu e o glumă, dar nu, se vorbește de 100 de oameni morți pe zi. Adică ai văzut vreun accident, ceva de genul ăsta, nu știu, să vezi ceva sau să auzi vreo știre sau... Nu, din contră, și eu nu sunt un om care să iau apărarea Qatarului, pentru că pot să spun că din punct de vedere sportiv, eu într-un fel am fost nedreptățit acolo. Și l-avem pe Marius aici care poate demonstra chestia asta sau ne poate spune un punct de vedere. E un meci de baraj pentru promovare în prima ligă, cu o echipă de prima ligă, cu buget nelimitat. Bugetul meu a fost de în jur de 9 milioane, dacă nu mă înșel. La 2-0 pentru mine, minutul 62, am avut penalti, dar este uluitor cum să... și VAR penalti. Nu mi s-a dat și atunci am pierdut cu 3-2 minutul 90 și nu știu cât. A doua zi, arbitru care a fost VAR a venit la noi în vestiar, deci a doua zi, a venit în vestiar și a încercat să ne țină o lecție de arbitraj pentru licențierea clubului. Cum se fac și aici? Și la un moment dat, capitanul meu de echipă, care a fost capitanul, unul din jucătorii exponențiali ai Iranului la campionatul mondial din Franța și din Rusia, i-a spus, zice, bun, hai spune-ne și nouă, cum e când apărătorul în propria suprafață oprește mingea cu mâna în poziția asta, la care arbitru foarte arogant. A, vorbești de meciul de ieri, da? Zice, eu am fost VAR. Vă dați seama? Eu am fost VAR. N-am vrut să dau. Cam asta definește următorul sau face legătura cu ceea ce vreau să afirm în continuare. Qatar e o națiune specială. Ca dovadă că a obținut organizarea acestui campionat. De ce e specială? Pentru că sunt foarte puțini, sunt foarte ambițioși, da. Nivelul de trai și nivelul de educație este înalt. Și au anumită, știu eu, un anumit comportament, n-aș spune arogant, pentru că e prea mult și nu e corect. În schimb, un comportament mai rece în comparație cu ceilalți din jurul lor. În Saudi Arabia, prima dată când vezi un om, te ia în brațe, te pupă, te duce, orice ai nevoie e lângă tine. În Qatar, ăsta e biletul tău de avion, stai acolo și ne vedem mâine. Deci nu există, știu, prea multă chimie, nu sunt foarte apropiați, încearcă să mențină distanța, pentru că ăsta e nivelul lor de trai și de educație. Dar, revenind la campionat, infrastructura pe care ei au construit-o într-un timp record și la nivelul la care au construit această infrastructură, eu zic că e unic în lume. Stadioanele pe care le-am văzut, am fost cu familia pe Al Bayt, stadionul de la Alcor, în formă de cort tradițional. Scuză-mă că te întrerup, final Australia-Danemarca 1-0, Australia merge mai departe. Da, Bun, te rog, vom discuta și despre meciuri, dar continuă povestea, pentru că nimeni nu a putut să ne povestească în detaliu despre ce înseamnă toată această organizare. Spre exemplu, la Al Bayt stadionul este atât de modern, chiar dacă e înconjurat cu pânza aia specifică și vă dau un amănunt. E chiar, pânza care îmbelește stadionul și dă forma pe din afară, e chiar pânză originală de cort pentru beduini, da. care stăteau în deșert, cu culorile și cu, cu designul, dacă vreți să spun da. Așa. Foarte interesant, Marius. Da. Și gol Franța, 1-1 cu Tunisia, Griezmann, 90+8. Mă rog, nu contează pentru Franța foarte mult. Mi se pare foarte interesantă chestia asta cu pânză care imită sau care chiar este din corturile beduinilor. Este chiar pânza din care se fac corturile beduinilor, adică e făcută la scară mare și culoarea pe care o vedeți dumneavoastră acolo când dau imagini cu stadionul din afară, aia e culoarea tradițională a corturilor pe care eu le-am văzut în Saudi Arabia, le-am văzut în Oman, le-am văzut în Qatar. Deci aia e culoarea pânzei tradițională. A, că mai diferă, apar corturi cu pânză neagră și cu dungi albe, da, dar majoritatea corturilor sunt în acest ton.
Marius, tu ai arbitrat în zona arabă, ai prins meciuri pe acolo? De foarte multe ori în Qatar. În Qatar am fost de mai multe ori. Am arbitrat și echipa națională a Qatarului într-un meci amical cu Peru. Da. Și în campionatul lor, cred că am fost de vreo 5 ori în total, în decursul anilor. Deci ai fost un obișnuit. Da. Mergeam des acolo și în Arabia Saudită. Într-adevăr, o diferență mare între cele două culturi. Și așa cum spunea, într-adevăr, saudiții, cel puțin la început, în primii ani în care mergeam acolo, te tratau ca niște gazde foarte primitoare și am fost impresionat de felul în care te primeau și te duceau să vezi toate lucrurile. Dar să știi că pe măsură ce s-au obișnuit, sau a devenit la ordinea zilei să vină din ce în ce mai mulți arbitri din străinătate, și ei au devenit mai reci și a devenit așa o chestiune obișnuință, de rutină. Ne vedem la ora meciului, vin să te iau, față de primele deplasări pe care le-am avut, în care te plimbau peste tot, la muzee, în centru, te duceau în locurile tradiționale. În Qatar condițiile au fost întotdeauna de nivel maxim. Exact. Și îți puneau la dispoziție orice ai nevoie. Adică noi ca arbitri am stat 8 zile odată acolo, atunci când am arbitrat meciul echipei naționale și meciul în campionat, da? Și spuneau la dispoziție șofer, să te ducă oriunde, toate condițiile, numai 5 stele, avioane, numai business class. Adică la ei nu se punea problema niciodată de și cât financiar costă. Vorbind, da. Nu te întreb sume exact, dar spune de câte ori mai mult luai față de cât ai luai la un meci de Liga 1, să zicem, uite, să facem ca să poți calculezi exact. Toată Mihai Viteazu, cine a scris? Așa. Nu, ideea este că ei plăteau foarte bine, bineînțeles, pentru că te plăteau la nivelul la care te plătea UEFA. Dacă UEFA te plătea o anumită sumă în funcție de categoria în care te aflai ca arbitru european de nivel UEFA, la fel și în Qatar, în momentul în care te duceai, te plăteau la același nivel la care erai plătit, ca și cum ai arbitra un meci internațional în Europa. Deci dacă UEFA îți dădea un euro pe meci, și tot un euro plăteau. Absolut, da. Și diurne și tot felul de lucruri. Deci la ei nu se punea problema, erau într-adevăr foarte corecți în ceea ce privește programul și strict și foarte bine organizați. Spre deosebire de saudiți, unde au fost niște probleme de organizare, schimbau ora meciului de la în dimineața meciului, aflam că s-a schimbat ora meciului așa, dintr-o dată, de la 9 numai la 9, la 7, ceea ce în Qatar n-am întâlnit în perioadele în care am stat acolo. Dar asta face parte din farmecul saudit. Da, felul ăsta, că sunt un pic, par un pic dezorganizat, deși lucrurile merg foarte bine acolo. Dar ce m-a impresionat în Arabia Saudită a fost faptul că am arbitrat un meci de mijlocul clasamentului la ei și apoi ne-am deplasat cu trenul în Riad pentru a arbitra ulterior un alt meci. Oamenii din tren ne recunoșteau pe noi arbitrii și vreau să facă poze cu noi la meciul pe care l-arbitrasem cu o zi înainte. Înnebuniți după fotbal. Probabil neavând alte forme de distracție, neavând cluburi, eu știu ce mai vedem pe aici prin Europa. Aici o să intervin eu după ce își termină și ideea. Poate pentru ei reprezintă unul din puținele moduri în care se pot manifesta și în care își pot manifesta calitatea de suporter cu energie și iubesc fotbalul oamenii. Am remarcat lucrul ăsta pe stradă efectiv. Nu numai că iubesc fotbalul, completez asta, sunt, cum să spun, se simt direct implicați și răspunzători pentru fotbalul lor. Și acum vorbesc din punct de vedere al antrenorului care a fost acolo și care a și fost arbitrat de brigăzi românești. Ultima brigadă care m-a arbitrat în 2019 a fost Ovidiu Hațegan. Din păcate am retrogradat în anul respectiv din cauza acelui meci. Dar n-am avut ce să reproșez brigăzii. Și acum completez ceea ce a spus și Marius. Arbitrii români în Saudi Arabia, pentru că am fost foarte mult acolo și am prins brigăzi românești acolo, sunt extrem, extrem de apreciați. Și o spun cu responsabilitate. Eu n-am avut, de-aia am vrut să spun întâi că am retrogradat cu o brigadă românească la centru, dar arbitrii români sunt extrem, extrem de apreciați acolo. N-am văzut în sezonul ăsta arbitrii români în Qatar pentru că ei și-au crescut propriile generații de arbitri și cred că doar la anumite meciuri, știu eu, poate s-a apelat la un arbitru străin. Dar în general în Qatar numai arbitrii locali. În Saudi Arabia am prins perioada în care Mark Clattenburg era președintele lor. Chiar el arbitra, venea și ne arbitra și avea un stil fantastic. Și mă enervam și apoi îmi spuneam, gata, n-am și înaintea lui a fost Howard Webb. Exact. Uite, golul lui Griezmann anulat pe motiv de offside la VAR. Da. Nu mai știu ce spune. Așa, te rog. Scuze. Confirm ceea ce a spus și Marius și am spus eu mai devreme, asta era farmecul saudit, da, ăștia sunt ei, un pic zăpăciți așa, dar la ora meciului tot era gata, în comparație cu Qatarul, care sunt extrem, extrem de meticuloși, de organizați, reci, pot să spun, ca un fel de nemți ai
știu eu, ai tenisul, ai minții arabilor. Exact. Da. E, și vă dau un exemplu pe care l-am mai spus, dar lumea poate n-a crezut. Când am ajuns în Qatar, am semnat contractul și scria în contract acolo că voi primi salariul lunar la finalul în ultima zi a lunii, până în ultima zi a lunii. În Saudi Arabia am avut la început, în primii ani, am avut și întârzieri, 2-3 luni, dar nu s-a pus problema să nu-mi iau toți banii când s-a terminat contractul, exclus. Dar în Qatar, ei au făcut o chestie fantastică, uluitoare. Pe 22 ale fiecărei luni, primeai mesaj la ora 8, invariabil la ora 8, în care spunea, stai liniștit, salariul tău este procesat și îl vei lua în timp. Și asta nu s-a întâmplat mie, s-a întâmplat staff-ului meu și tuturor care lucrau acolo, că la un moment dat eu am întrebat managerii mei, bă, la ora 8, în tot Qatarul vin mesajele astea, nu se blochează, mă, sateliții sau ceva, sistemele de comunicație. E, și vreau să vă spun că nu s-a întâmplat niciodată ca în 11 luni de contract să nu-mi iau salariul cu cel puțin, știu eu, 4 sau 5 zile înainte de termenul limită. Rețineți. Dar asta cu mesajul pe 22 la ora 8:00 era negreșit. Deci puteai să pariezi că, știu eu, pământul se poate roti în sens invers și puteai să câștigi, dar să pariezi că nu îți vine mesajul pe 22 și salariul în timp, n-aveai nicio. Totul uluitor. Da, cam asta e Qatarul. Și ai spus o chestie legată de Marius, ce spunea Marius. Ți s-a asigurat securitate, nu e nevoie. E o țară extrem, extrem de sigură. Nu vezi poliția, decât, știu eu, în anumite momente. În schimb, sunt camere de luat vedere peste tot. Și dacă, într-adevăr, ai văzut că vine poliția, într-adevăr s-a întâmplat ceva. În rest, nu e nicio problemă absolut. Dacă respecti regulile țării și țara, vreau să spun că e foarte deschisă. Adică vă spun unul care a trăit în Arabia Saudită pe vremea lui King Abdallah, când King Abdallah, știu eu, țara era așa cum o știam cu toții, încă foarte închisă. Apoi când a venit King Salman și prințul moștenitor Mohammed bin Salman, țara s-a deschis fantastic, femeile conduc, nu mai sunt obligate să poarte abaia, pot ieși din țară singure, pot avea pașaport, n-au, știu eu, își pot înscrie copiii oriunde doresc, au condiții egale la divorț. Deci e ceva fantastic. E, nu s-a pus problema niciodată de securitate. De aia, din punctul meu de vedere, Qatarul, cred eu că este la fel de deschis ca Emiratele. Uite, avem și, ca să vorbim strict despre fotbal acum, avem și grupa D. Franța și Australia merg mai departe. Tunisia, Danemarca. Vreau să te întreb, Ciprian, până să discutăm de aceste meciuri, pe scurt, cum se apără mondialul până acum? Și care e favorita ta? Nu pot să spun că am o favorită. Învăț, dar din ce am văzut eu până acum, eu cred că Franța e o echipă puternică. La fel cred că Brazilia e o echipă puternică și Argentina. Chiar dacă Argentina, cam toate turneile le-a început greu, dar au reușit să ajungă până în fazele superioare, chiar în câteva finale. Deci turneul pentru mine se desfășoară în parametri, așa cum eu îmi imaginam. Dacă vreți o surpriză pentru mine, și din păcate este neplăcută, este Qatarul, echipa națională a Qatarului, care n-a reușit să fie la nivelul așteptărilor, ca să nu mă refer la rezultate. Pentru că întotdeauna la rezultate concură foarte multe valoare, știu eu, organizare, chiar și noroc, de cel mai multe ori. Ori ei, din punctul meu de vedere, au fost la maximum pe care îl puteau avea, dar acest maximum al lor este foarte departe de nivelul acestei competiții. Cred că e un punct câștigat pentru ei ca echipă națională, o experiență fantastică, dar vor continua să fie departe, chiar dacă vor investi, și ăsta va fi drumul. Vor investi fără niciun fel de problemă. Iar legat de evoluția lor, vă dau un punct de lucru, dacă vreți, o idee. Acum, în Liga 1 există un anumit număr de echipe, în Liga Profesionistă, în Prima Ligă. Vreau să spun că după campionatul mondial, de începând cu sezonul viitor, numărul echipelor va scădea. Dacă nu mă înșel, vor rămâne 10. Sunt 12 și vor rămâne 10. Asta ca să vedeți că încearcă să nu mai dilueze foarte mult valorile, încearcă să le concentreze ca să aibă o echipă națională puternică. Toți care lucrează în fotbalul saudit, iertați-mă, în fotbalul qatarez, la nivel de federație și la nivel de academie, și mă refer aici la Aspire Academy, care e cea mai tare din lume în momentul ăsta, sunt din străinătate, care au avut și au un CV impresionant, se intră foarte greu acolo și, știu eu,
datorită acestui fapt, lumea s-a așteptat foarte mult de la echipa națională, dar echipa națională e limitată totuși, pentru că în campionat sunt două echipe foarte puternice, Al Sadd și Al Duhail. Chiar la un moment dat discutam cu unul din managerii mei și îl întrebam, zi-mi și mie care e bugetul, dacă la o echipă care s-a bătut la retrogradare, bugetul a fost în jur de, nu știu, de 100 de milioane, la ăștia care e? Și mi-a spus, ziceai să râzi, dar zice, bugetul este nelimitat, la astea două nelimitat, dacă au nevoie să cumpere orice jucător, bugetul este nelimitat, ca să vă dați seama cam cum investesc ei. Da. Marius, avem în felul următor, de ce știm acum în optimi, Olanda, SUA, Australia merge mai departe și ne vom uita exact cu cine poate pica, Anglia, Senegal și Franța merge mai departe. Astea sunt echipele pe care noi le știm în acest moment. Hai să discutăm despre Olanda, SUA. Clar, prima șansă o are Olanda. Cum se pare acest meci? Prima șansă o are Olanda, având în vedere numele și cum o vedem noi, că suntem în Europa și așa mai departe, dar să știi că, având în vedere prestațiile pe care le-am văzut la acest mondial, n-aș merge atât de departe încât să zic că sunt favoriți în mod clar. SUA a arătat o disponibilitate de joc, o condiție fizică extraordinară, aleargă atât de mult, sunt jucătorii tineri care aleargă, șutează, sunt tot timpul dispuși să facă eforturi maxime. În schimb, Olanda mi s-a părut că pornește mai greu parcă decât, dar să știi că la mondiale de obicei echipele europene au așa o pornire mai... Și experiența imensă a lui Van Hal, contează absolut enorm. În mod clar, eu... Pentru că e vorba și de un dozaj la acest turneu final. Nu arunci tot ce ai din prima în grupe ca după aia să fii obosit, mă gândesc. E posibil să fie și asta, dar nu aș merge pe ideea că Olanda e favorită clar. Orice se poate întâmpla deja din momentul acesta, iar Statele Unite au arătat într-adevăr că sunt dispuse să joace și că joacă un fotbal foarte frumos. Pentru ei este un mondial foarte important, având în vedere că următorul va fi în Statele Unite, da, Canada și Mexic, și știm foarte bine că mondialul e foarte urmărit în America de Nord și urmăresc foarte mare atenție meciurile acestea și pun foarte mult suflet. Deci eu văd aici un meci foarte disputat și foarte frumos, în care s-ar putea un pic balanța să încline în favoarea Olandei, datorită experienței jucătorilor și experienței antrenorului, poate. Bun, hai să ne uităm un pic pe combinațiile din grupe, să vedem ce alte meciuri putem să mai avem în continuare. Și avem în felul următor, 1C cu 2D. Asta înseamnă, în momentul de față, Polonia ar fi cu Australia. Nu foarte ofertant. Polonia trebuie să mai joace cu Argentina, dacă nu mă înșel, și acolo e destul de greu. Dacă bate Argentina, automat trece Argentina pe locul întâi, că au 3 puncte și polonezii 4. Bun, trecem mai departe. 1D cu 2C înseamnă Franța cu... Argentina acum, uite, ăsta ar fi. Franța-Argentina sau Franța-Polonia va fi vorba ta, să vedem. Ok, 1E cu 2F, asta înseamnă 1E Spania cu 2F Maroc. Spania-Maroc, bine, și Marocul mai are de jucat cu Canada. Vedem ce se va întâmpla aici în grupa asta, e un meci foarte interesant, Ciprian, pe scurt, Croația-Belgia. Eu merg pe mâna Croației, deși e un meci echilibrat. Belgia e musai să bată, exact, să treacă peste Maroc. Exact, exact. Are un punct în spate. Da, 1F, 2E înseamnă Croația cu Japonia. La fel, și aici mai sunt meciuri de jucat. Noi vorbim acum... Da, da, ipotetic. Exact. 1H cu 2G înseamnă Portugalia cu Elveția. Da, la fel, aici, avantaj la fel pentru Portugalia, exact, dacă se va ajunge în situația asta. Cum se apără Marius Cristiano Ronaldo, că tot vorbim de... Și ai văzut că spunea și Dinu Gheorghe ce înseamnă să fii jucător mare și atunci când nu marchezi se discută atât de mult despre tine și ai atât de mult PR, s-a vorbit două zile numai despre Cristiano Ronaldo la mondial. E o situație foarte interesantă. El în plin mondial a apărut scandalul acesta cu Manchester, în care a rupt contractul acolo de comun acord și a trebuit să și a plecat de acolo. Pentru el reprezintă o ocazie extraordinară de a vedea dacă reușește să balanceze ego-ul ăsta foarte mare pe care îl are și să și-l pună în slujba echipei, astfel încât să devină, așa cum l-am văzut noi la Naționala Portugaliei, da, și la europene, un motivator extraordinar, un motor care trage după el echipa. Pentru că el e vedeta incontestabilă a echipei în momentul de față. Dar tu zi-mi cu ochiul tău de fost arbitru internațional, a atins mingea ego-lului să golul. Și ce a fost foarte interesant cu asta? Așa. Că Adidas, da, cei care fabrică mingea, da, au ieșit cu un comunicat, așa, FIFA, și în care au spus că noi, având senzorul ăla în interiorul mingei, am putut determina că nu a atins-o în momentul respectiv. Da? Că îi transmite senzorul ăla de 500 de ori pe secundă. Da. Atenție! Deci
un volum de informații absolut uriaș. Deci ei acolo au putut să vadă că n-a atins-o. Dar ei aș acorda jumătate de gol acolo, pentru că până la urmă e posibil și portarul să fi fost derutat de faptul că el încearcă să joace mingea și să nu fi sărit pe colțul lung unde, s-ar fi, unde se ducea mingea în mod normal, așteptând poate să o lovească cu capul. Deci rolul lui la înscrierea golului îl văd, există. Mulți au spus însă că nu e gol pentru că are contract cu Nike. Exact, și asta vreau să spun, că Adidas a ieșit atât de repede, tocmai pentru că are cu Nike. Dacă ar fi avut cu Adidas, poate ar fi... Gol 100%. Stai că a atins-o un pic. Exact, exact. Bun, vreau să vedem acum un material special făcut de colega noastră Carmen Mandiș. Super story, extrem de interesant. S-au făcut 15 ani de la golul lui Romeo Bunică din Buzău, FCSB. Vedem materialul și revenim. S-au scurs fix 15 ani de la un gol antologic. Autorul lui, Romeo Bunică, cel care a fost considerat nașul lui Gigi Becali. Atacantul buzoian a devenit celebru pe 30 noiembrie 2007, când îmbrăca tricoul prim divizionarei Gloria Buzău, unde roșalbaștrii mergeau la ceea ce se anunța o partidă strategică. Lumea o vedea câștigătoare pe FCSB, în special datorită relației de prietenie dintre patronii celor două cluburi, Gigi Becali și Costel Bucur. Mijlocașul Romeo Bunică înscria din lovitură liberă în prelungirile meciului dintre FCSB și Gloria Buzău, cea din urmă echipă fiind considerată atunci sora mai mică a clubului patronat de latifundiarul din Pipera, iar reușita fotbalistului declanșa un scandal imens. Gloria era poreclită des steluța sau satelitul stelei. Furios după meci, Becali a ordonat ca Bunică să fie trimis în Liga 3, la Râmnicu Sărat, după ce atacantul privase gruparea antrenată de Marius Lăcătuș de două puncte importante în lupta pentru titlu. După ce a smuls un punct din duelul cu FCSB, Romeo Bunică l-a înfuriat pe Gigi Becali, care i-a cerut socoteală. Băi, Bunică, câte goluri ai dat tu, mă, campionatul ăsta? Romeo Bunică a răspuns fricos. Unu, nea, Gigi. Păi bine, băi, hahalero, tocmai cu Steaua ți-ai găsit să-l dai, a urlat Gigi Becali la acea vreme, patronul având o adevărată criză de nervi. Cu acea victorie în crâng, FCSB ar fi câștigat campionatul. La finalul sezonului, CFR Cluj s-a proclamat campioană la un singur punct distanță. Așa că, privind în urmă, Romeo Bunică ar fi trebuit să fie trecut la prime și la medalii de către formația din Gruia. Da, am revenit, ne-am amintit, mai știi momentul Marius cu... Da, mai țin minte momentul, mai țin minte meciul. Deci, atunci erau, dacă vom spune blaturi, se vor supăra oamenii de fapt, dar atunci se făceau discuțiile astea pe față și erau revoltați. Da, mă, care e problema? Dacă sunt prieten cu ea de la Buzău, sunteți nebun, vreți să pierd acolo? Când și toți spectatorii țineau cu Steaua de atunci în tribune, țin minte meciul. Și parcă a fost un șut în vinclu de la ceva, o spectaculos, sau sub bară. Sub bară, ceva neașteptat. Nu se bucura, parcă nu știa că să se bucure sau nu, era uimit așa. Incredibil, da. Și dacă tot am vorbit de Liga Întâi, încheiem cu faptul că se joacă și Hermannstadt CFR. Restanță este deja 1-0 pentru CFR Cluj în minutul 15. A marcat Gianga. Da. Bun. Asta a fost, domnilor. Vă mulțumesc pentru prezență. Ne revedem mâine de la aceeași oră 18:30 la ProSport Live. Până atunci rămâneți cu ProSport.ro. Să aveți o seară frumoasă!